Bună tuturor, eu sunt Jenna și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video special în care mi s-a întâmplat așa că uitându-mă la videoclipurile lui Alexandru, Alexa Sayat, am văzut anumite produse care îmi plăceau și mă interesau. La fel și ea a văzut de niște produse la mine și așa am decis să ne schimbăm aceste produse pe care eu le foloseam și pe care ea le folosea, să le schimbăm între noi. Haideți să vedem ce ne-a trimis. Avem aici gene false. Aceste gene false de la Natural Love Tac Makipic. Au și clipiciul. O să le încerc cât de curând pentru că îmi plac, că sunt foarte naturale. Și sunt mișto, mulțumesc, Ale. Haideți să mergem mai departe. Asta l-am văzut într-un video al ei și m-a amuzat foarte tare. Este o loțiune pentru picioare. Și așa ea mi-a trimis și mie. Se desface, să vedem cum miroase. Miroase amendă. A, amendă pe barbă. Miroase amendă, mișto. Ca să mai ne miroase picioarele urât. Am făcut. Aici avem un parfum, un parfum Bella for Woman, Merci, și eu vreau să-l lăsa ca să vedem cum miroase. Astăzi mi-am pus fundiță așa ca Miss Piggy. Ce frumos este! Ia uitați, e roz, așa ca mine! Miroase și frumos! Ah, ce frumos! Miroase frumos! Ia uitați! Să vedem mai departe! Aici am un fond de ten sporty. Ia să vedem. Da, este foarte deschis. Este bun pentru... Și miroase și frumos. Este bun pentru tenul meu. La Miss Sporty. 14 ore, perfect de... A, e mat. Mișto, e 001 Ivory. Trecem mai departe. A, ce mișto, e un cajal. Uitați cum scrie imediat. E un cajal de colosal eyeliner cream pen Washami. Ah, ce mișto e, tot ce mișto e pe caginul. Aici avem o cremă de mâini cu ulei de măsline. E o cremă intensivă. Miroase și ca lumea. Hai să vedem și pe mânuțe, să ne facem mânuțele ca lumea. Vezi ce hidratantă este? Și miroase și bine. Miroase a ceva cunoscut. A Nivea miroase. Cam a... Bă, nu știu. Mamă, ce mișto să facem mânuțe. Și aici avem un fard de la Rimmel. Da, ce drăguț este, este albastru. Am luat cam mult, ia uitați. Ce de budeală. E culoarea 500 poș pe acoc. Să vedem mai departe. Aici avem primerul și fixantul de la MAC. Mersi. Haideți mai departe și acum trecem la partea aia care mie îmi place mult de tot. Și anume nebuna de Alexandra. Am lăudat-o cu toate brățăricile ei și toate colierile ei. Și ce-a făcut? Mi-a trimis o grămadă și sunt de nu să poate.
Hai să începem de la prima. Ia uite ce minunăție. E o brățară, este foarte, foarte drăguță. Următoarea chestiuță este această broșă. Uite ce frumoasă este. După aceea avem această brățară din piele cu închizătoarea asta aici, foarte mișto. Încă o brățărică. Asta este o altă brățară. Uite și cât e de frumos. Uitați-vă și voi ce mișto este. Așa gypsy cum îmi place mie. O altă brățărică și se închide. E foarte drăguță. A, cât se de fericită cu toate mine bunelile astea. De ce mă dau eu mare pe aici? Asta e o brățară, uite și frumoasă. Și face așa se desface așa. Tac! Are magnet. Ia uitați ce minunăție. Și mai departe. Încă o brățară. Uite așa. Mai am aici un inelușul ăsta. Uite și nu știu este. Mai e și ăsta. Ce mișto este. Foarte punk ăsta. Eu am o calificare de tehnic de îmbrăcăminte și modă. Am făcut aici școala. Nu m-am dus mai departe pentru că însemna să mă duc la Academia de Modă de Valentino și costa 10.000 de euro pe an. Nu mai sunt puștoaică, nu mai sunt o fată tinerică, am alte responsabilități și așa trebuie să renunț. Și am ales facultatea de științe infermieriste. Și astea au fost minunățile de la Alexandra. Sper că videoul v-a plăcut. Ne vedem la următorul video. Ciao, Alex! Like, like.